Zodia Scorpion are luna nouă din 26 septembrie la ora perfectată la ora 0:56 55 de minute din balanță în situația de a aduce în prim plan sacrificii, secrete, sănătate și favorizează exprimarea, am zice, folosirea tactului în acest domeniu. Al comunicării, al diplomației, al creativității, al bunului gust, dar și dorința de lux. Sacrificiile pot favoriza stările de emotivitate, de încăpățânare și pot aduce chiar riscul de cheltuieli mai mari. Sacrificiile de la locul de muncă sau în planul sănătății pot favoriza autocompătimirea, nepăsarea, lăcomia, risipa, ipocrizia, excesele, erorile de raționament și chiar vulnerabilitatea la abuzul de încredere. Există și riscul de incertitudine în zona relațională. Sfatul este să evitați excesele alimentare, lipsa de mișcare, iar din 26 septembrie, Luna formează împreună cu Marte și Saturn în retrograd o configurație de piramidă pe semne de aer care favorizează dezvoltarea intelectuală și socială. Beneficiile sunt legate de stimuli mental, de curiozitate, de imaginație, de ambiție, de superficialitate. Accentul se pune pe ajutorul dat apropiaților, pe relațiile cu aceștia, schimbările legate de familie, stimulează în primul rând zona mentală, aduce curiozitate, aduce intuiție și ambiție. Sunt frustrări care pot să fie legate de schimbări, legate de ceea ce va aduce fericirea, pot favoriza stări de confuzie, de indecizie, de nesiguranță, de influențabilitate și chiar vă pot aduce în situația de a acționa atrași de niște lucruri care vă influențează. Tensiunile se rezolvă prin resurse, prin analiza forțelor care intră în joc, prin echilibrarea lor, prin controlarea lor. La 1 octombrie se formează o cruce mobilă, planete cum ar fi Marte, Mercur și Neptun, dar și Luna este implicată în această cruce mobilă și această cruce mobilă aduce schimbare și oscilații. Aspectul acesta aduce încheierea unor condiții și o nouă etapă care va urma de acum încolo. Relațiile de prietenie legate de familie poate aduc condiții favorabile pentru pasiunile profunde, mai ales cele care sunt ancorate în zona spirituală, relații bazate pe foarte multe emoții și pe pasiune.